Mamă, băiatule, deci, bă, ce mă bucur când sfârșit ne vedem, bă, omule, bă. Bă, da, nu ne-am mai văzut de mult. Mai ții minte cum a fost ultima dată? Da, bă, de-a dreptul extraordinar. Bă, și acum mai am semnul ăla pe picior, dacă ți-amintești, la când a sărit gardul ăla. Pe mie îmi zici? Eu am aici gaură, mi-a rămas, ce dracu m-a pus pe mine să mă cațăr acolo sus? Și tot așa am început. Hai să bem ceva la mine, că ușor, da, facem un grătar după aia și am rămas aici pe viață cu asta. Deci, ia zi, ce bem? Eu aș începe cu... Bere, whisky, vin, zic, am toate. Nu, că am avut o noapte grea și... Ai băut, da? Nu, am avut niște acid așa la stomac, nu prea mai simți bine și aș începe cu altceva. Văd că cu suc ai bun pentru... Nu, aș începe cu niște lapte vegetal, dacă ai. Lapte vegetal? Păi da, nu era mar vorba că facem, că dregem. Păi da, dar eu asta fac, mă dreg. Nu mai, dar că facem nebunii, că... Facem și nebunii, dar momentan fac gaze dacă beau alcool, ai înțeles? Și de-aia vreau să iau un pic cu lapte vegetal și... Bine, hai, atunci îți dau lapte vegetal, dacă asta vrei. Păi și atunci am să încep eu cu un... Whisky? Nu. Bourbon? Nu. Gin? Nu, am să fac o cappuccino de cofeinizat. Da, că după ce îmi sari somnul și adorm greu și na, știi cum e că... Da, știu și eu, că și eu bag valeriană și... Na. Hai, deci lapte vegetal ai zis, da? Da. Gata, îți fac. Ia aici, fratele meu. Lăpticu! Ia, să te bucură, hai, mulți ani. Bun tare. Fii atent ce am găsit. Ia uite aici. Mișto. Tare, a? Arată bine gagica, n-ai treabă cu ea. Nu gagica, mă, nu. Fata, am prins-o din greșeală în poză, nu, mașina asta de tuns iarbă. Ce dracu, mă, ești așa de bătrân, nu-mi arăți mașina de tuns iarbă? Dar ce, mă, numai bătrânii au voie să se uite la mașini de tuns iarbă? Tinerii nu? Păi nu tinerii tund iarba, bătrânii stau s-o tundă, tinerii cu mașina frumos, că-s mai în putere, au chef de treabă. Hai, mă, să arăt eu altceva, ia, uite aici. Ma. Întotdeauna am fost fier pe modelul ăsta de BMW. Nu mașina, uite în spate, gardul ăla din lemn, vezi? De la vreau să-mi fac și eu. Bă, am auzit că nu-s bune, eu mi-am făcut din lemn. Dar acum nu știu și cu lemnul ăsta, că plouă, o să stric. Apropo, fii atent, de curând am participat la o tombolă și am șanse să câștig premiul cel mare. Ăla marilei! Serios? Da. Ești nebun. Cât? Ghicește. Apartament? Da. Mașină? Da. O excursie în Maldive ceva? Ești pe aproape. Atunci ce? Un cupon de cumpărături la un magazin de bricolaj, 2000 de lei. Și vreau să-mi iau o grămadă de lucruri mici, așa, știi, să fie mai multe. Să-mi iau o bormașină de 1,5 milioane, să-mi iau și un set de șurubelnițe, să-mi iau și un flex și vreau să-mi schimb și scaunele alea din grădină, alea din lemn. Ai făcut petreceri piele ca nebunul, eh? Nu. A plouat afară tare și s-au stricat. Și nu prea am stat să le iau, să le adun, să le pun, pentru că eu am și probleme cu reumatismul și dacă e să-mi ploaie, mă iau șalele și n-avea niciun sens. Și nici n-am cupon de reducere la Regina Maria. Mai e lapte? Da, hai să mai aduc. Dar ești pe afară? Da. Hai. Bune scaunele astea, frasii, nu? Da. Și încă n-am avut timp, că făceam mai multe, le făceam bine, dar n-am mers vara asta încălătorit. Da, unde ai fost? Bulgaria, Antalya? Na. Am făcut circuit, am legat așa Băile Felix, Căciulata, Slănic Moldova. Da. Băile Felix, Căciulata, Slănic Moldova. Bă, Serghei, și ce nu înțeleg eu? Bă, când ne-am boșurat noi așa, mă, dintr-o dată? Că mai ieri ne bătam, ne cățăram pe garduri, ne rupeam, făceam nebunii. Păi eu încă fac nebunii, tu știi cât costă să mergi la Băile Felix fără cupon de pensie? E nebunii totală. Da, mă, dar duceam la băutură, dormeam puțin. Păi eu încă dorm puțin, eu tot timpul mă trezesc la 5 înaintea ceasului. Da, mă, dar eu mă refer că, nu știu, parcă eram așa mai nebun, ne aruncam cu capul înainte. Da, eu ieri am pățit treaba asta, m-am împiedicat cu descări, exact cu capul înainte m-am dus. Mă rog că n-am spart capul, că, mamă, la vârsta asta ce greu te recuperez. Da, în fine. Am luat acum un card Platinum de la Revolut. Bă, are o grămadă de beneficii. Știi ce mișto e? Da. Am și eu am card. La ce? La ING? Da. La Transilvania? A-a. BRD? Nu. Lidl Plus. Și Anisea are Kaufland. Plus că l-avem și pe la Decathlon amândoi. Da. Se potrivește foarte bine cu pensia voastră. Mamă, de prostii că tu ai card la Metro de când te știu eu. Plus că mi-a zis Lorena că ieri n-ai vrut să mergi în club, că ți era frică că dacă mergi acolo nu te mai trezești dimineața să mergi
să prinzi piața la ora 7. Tu vorbești, mă, de somn care te pui să dormi când e ora de liniște la bloc? Lasă-mă, mă, cu desa, că tu dai cămașa în pantalon băgat tot timpul să nu treacă la șale. Păi eu bag în pantalon să nu vină miros de Voltaren ca la tine. Și ce mă, ți-e ciudă că nu ți-aduc prospectul să-l citești și tu? Că știu că asta e partea ta preferată când îți cumperi un medicament nou. Vezi că e bine să te informezi, să știi ce e. Măcar pe mine nu mă dor genunchii când se schimbă vremea. Bă, eu măcar nu am pernă ortopedică la scaunul din mașină. Eu măcar văd bine la volan. Ce vezi tu, mă? Tu ești singur om care umblă cu apa după el în sticlă din Mirinda cu dop din Izvorul Minunilor. Oh, ce să-ți povestesc. Te plângeai săptămâna trecută la telefon că ți-ai pierdut caserola din setul de caserole. Mi-o zi, Lorena, că tu joci șah în parcul pensionarii. La 8 dimineața. Și ce te deranjează pe tine că jucam la 8 dimineața așa cu pensionari? Că nu mai ești pe mine. Păi vrei să te chem? Nu, că nu știu să joc. Te învăț. Nu, că la vârsta asta înveți greu. Nu te mai țin memoria ca altă dată. Și acum ce facem? Stăm așa și așteptăm să ne treacă viața prin fața ochilor. Hai să mergem și noi în bar, în club, undeva. Bă, ieșim, dar eu la 9:30 vreau să fiu în pat, că altfel îmi dau somnul peste cap. Când ți-o dai eu două peste cap, îți revii imediat. La 9:30. La 9:30 abia să deschid barurile. De cluburi nici nu mai zic. Păi cluburile la cât deschid? La 11, 12, la 2-3 e petrecerea întoi. La 3 noaptea? Păi eu la 3 mă trezesc prima oară ca să urinez. La 3 urinez pentru prima oară. Te ții bine. Păi ce mă gândeam? Hai să ne punem noi acum la somn. De. Și ne trezim la 3 și mergem direct în club. O să fim și fresh, odihniți. Auzi, dar eu am altă idee. Hai să ne culcăm acum și ne trezim dimineață la ora 7 și dăm un șah în parcul pensionarii. Că prefer să învăț șah decât să mă chinui să stau la 3 dimineața cu copiii ăștia. Bă, știi că nu zici rău? Că mâine e și campionat pe scară. Nea Titi organizează. A, da? Perfect. Cum copiii la 3 dimineața să-ți bengui, mă? Ei nici nu știu șah. O nebunie și tineretul ăsta.